Bună seara, prieteni! Bubanu și Pali suntem. Bun găsit la trenul de noapte. Bună seara! Umaiși grandi do mundo. Da? Cam așa ceva. Începem, așa ziceau brazilienii de obicei, despre ei, pentru că merită, da? Cei mai mari din lume. Uite că suntem cei mai mari din lume la fotbalul mic, la mini-fotbal. S-a putut la momentul ăsta. E da, foarte bine. Este facem noi mari. Da. Este o cupă uriașă, da? Este o performanță fantastică, este cea mai importantă știre. Dar e știrea momentului ăsta, România e campioană mondială la mini-fotbal. Deci peste asta nu există nimic. Ne-a luat Ciolacu, da. Cheșu. Da. Ciolacu, Gaza, Israelul, Zelenski, ăștia nu există, frate, pe lângă știrea asta, da? România este campioană mondială la mini-fotbal. Da? După mai multe rânduri în care am luat crema în Europa, uite că a venit și cupa asta pe care nu aveam. Ne lipsea, da, din palmares. Primul titlu mondial. Acum, dacă băieții și-au deschis apetitul, nu cred că se vor opri aici. Ok. Da, un sport în care, uite, aici vezi ca notă de subsol așa, eu din câte știu, domnul Burleanu de aici s-a ridicat. Din mini fotbal? Din mini fotbal. El a fost șef la mini fotbal. Vezi, după am crezut că juca, că n-are, nu, no, nu lăsă fața să nu pună piciorul pe minge, ca să zic așa. Domnul Burleanu, da, vreodată. Dar uite că după ce a plecat Burleanu de la ei de acolo, i-a lăsat în mână campion mondial. Eu zic că după ce o plecați de la PRF, s-ar putea să măcar să ne calificăm la un turneu mondial. Să ne calificăm, nu, da, să fim, da, campioană mondială. Deci după ce pleacă domnul Burleanu dintr-un loc, lucrurile se repară. Okay. Să sperăm să se mai întâmplă. Vedem, le luăm pe rând, așa, actualitatea prahoveană, am zis cu asta începem cea mai importantă știre posibilă. România este campioană mondială la mini-fotbal, din lotul țării noastre a făcut parte și un prahovean. Ăsta e titlul de aici, din vedem actualitate. Despre cine e vorba, o să vedem și traseul României, pentru cine, da, a urmărit competiția. Mergem mai departe, asfalt pe lotul 2 al autostrăzii Ploiești-Buzău, prefectul Virgiliu Nanu apreciază avansul constructorilor pe acest lot. Păi dacă domnul Virgil Nanu, Virgiliu Nanu... Pe lotul 2. Pe lotul 2. Da, pe lotul ăla de nici nu s-au început lucrările. Pe 7 cum face? Pe 7 îl lăsăm așa. Ai văzut că mai sunt aia extrem de performanți, de aleargă și la atletism. Uh-huh. Pe turele alea lungi și îi prinde din urmă. Da, ăla, da, zmeu, da, îi prinde pe aia de vreo 3 ori din urmă. Cam așa, ăla rămâne lotul ăla cel mai prost. Și ăștia buni trag tare înainte. Încep lucrările la centura Comarnic, ne anunță pravanews.ro. Da, ne anunță și CNAIR, cităm de pe gazeta ph.ro, că circulația pe Transpăgărășan și Transalpina se închide... S-a închis de azi, da. De azi, da, cum adică? Nu au spus oamenii că, doamne, nu se mai închide decât... Păi da, atunci când, da, vremea se impune. Vremea, cred că înseamnă că azi. Exact, da, da, au văzut băieții că e nasoală treaba. A fost nasoală și pe la noi, până oraș, dacă cu ploaie. Dacă e nasol, mergem în Turcia. Uite, ph.online.ro. Păi, da, mergem, da. Mergem așa, că am luat titlul ca să-l arătăm, să-l punem la panoul ăla cu așa nu. Am luat. Nu, ia, plătești pentru mâncare, băuturi. Totul e gratis. Ia zici și mie, ce înțelegi tu din asta? Că mare prosteală. Nimic. Eu am învățat de copil că nimic în lumea asta nu e gratis. Și te-ai convins cu vârșii de sat odată ce ai crescut. Slavă Domnului. Și nu contenesc să mă conving în fiecare zi existenței mele, da, că nimic pe lume nu e gratis. Dar o stațiune din Turcia a atras 430.000 de turiști români doar anul ăsta, se scrie în articol. Da. Angajații ne vorbesc deja limba. Dar asta nu mă interesează. Dar cum adică, ce e titlul ăla de asta? Nici de la articol plasare de produse. Nu, știi? Totul nu e gratis. Plătești pentru mâncare, băuturi. Totul e gratis. Adică vedem, poate așa o fi. Ce o fi? O fi că plătești biletul să ții sejur la ăia și îți bagă all inclusive. Aia e. Dar asta nu înseamnă că e gratis totul. Tu ai plătit alea. Da? Nu te duci tu pe acolo, Bubanu, și dai telefon. Bă, Pali, ia vină, bă, tu vezi ce e aici, la ăștia. Da, m-am dus și eu, aveam drum pe aici, da? Pe la ăștia. Și m-au luat așa de mână, că ea pe acolo așa te opresc, știi? Da, da, în țările astea, trage, da, tradiția asta, da, arab-musulmană. Știu, la Turci am negociat în, da, shop-ul din hotelul unde stăteam, unde mă gândeam și unde m-am dus să-mi cumpăr. Prețurile au afișat, tot frumos, bă, așa. Băi, tată s-a borșit turcaletul pe mine când i-am dat că mi-a cerut și am vrut să plec. Aaa, că nu ai stat cu el la... N-am stat la, da, negocii. Da, da. Negocii, țipa după mine. Hai, tată, să negociem. Bine, m-am lăsat. Și ai negociat mai... Ai dat mai puțin sau mai mult? Am dat mai puțin, vreo 40... Era, el credea că e supărat că n-ați negociat, da, să-i dai mai mult decât a cerut. Nu, am dat mai puțin cu vreo 40 de cenți. A, deci, eu, da, oricât. Dar a plecat atât de prieten de acolo. Da, da, da. Mamă, zic, băi, nu mai fac de-astea dacă... Okay. Mă gândeam că fiind shopping de hotel,
Deci? Dai cât e de etichetă. Să duce, cum spunem, bubalul pe acolo și îl prinde aia de o aripă, așa. Ia vină, bă, să iei, deci ia mâncare gratis, băutură, ia tot de aici, de la noi, îți dăm noi. Dar bubalul mă sună, băi, Pali, ia vină, bă, și tu pe aici. E frumos, e cald, cum îți place ție, uite. Da? Hai, da, avem și mâncare și băutură gratis, distracție. Nu e mai așa ceva, nu există. Ori fi și cazuri, nu știu. Uite. Da, mă, cazuri, poate dacă vine președintele cu care-i bănci. Erau cazați, da, mulți ruși, da, care erau însoțiți de domnișoare, în general mai tinere decât ei. Acum, nu știu, fi fost, mă gândesc că domnișoarele n-au plătit. Știi? Nu se știe. Într-un fel au plătit. Bă, ele, nu știu. Mă gândesc fel... că într-un fel sau altul tot au plătit ele. Dar cu bani nu cred că au plătit. Da, cu bani nu, da. Totul a fost gratis. Iar când se întorcea de acolo acasă, ce, bă, a fost atunci frumos. Totul gratis, băutură, mâncare. Da, cineva tot trebuie să plătească. Păi corect. Bun, realitatea pomlet merge mai departe. Diete de criză, mâncăruri ieftine și sănătoase, fix de ce era poftă. Dacă n-avem cu toții norocul să trecem pe la turci, unde mâncarea și băutura e gratis. Sunt gratis astea, da? E, atunci, uite, mergem la realitatea ăștia. Diete de criză, mâncăruri ieftine și sănătoase. Hai să le luăm pe rând cu aplauze. Stand-up, da? Aplauze de astea în picioare. România este campioană mondială la mini-fotbal. Din lotul țării noastre a făcut parte și un prahovean. Scrie actualitatea prahoveană.ro. Extraordinar evenimentul de care și-au bătut joc ăia de la Digi, pentru că ei au difuzat meciul, din păcate. Da? Când e pe corect, zicem bravo. Când da, e pe nasoale, trebuie să spunem chestia asta. Ei erau preocupați să dea alte tâmpenii de meciuri. Bine, tâmpenii spun orice meci în momentul ăla nu avea greutatea acestei finale. Ei se concentrau greutatea pe calea. Pentru noi, români. Pentru oricine, nu. Da. Pentru oricine era o finală de campionat mondial și cu atât mai mult pentru noi români. Da? Și ăștia, eu știu că Digi 1, Sport 2, 3, 4 și CAU ăla lor, că au 5 canale de sport, da, ăștia sunt români, nu? Aici, nu, ne difuzează în românește. Da, sunt români, da? Bun. Și erau preocupați de Cagliari cu nu știu cine, de Lorient cu alții, de Dortmund cu Bayern și așa mai departe. Și aveau o problemă, că meciul nu s-a terminat în timpul regulamentar și că au trecut și la loviturile de departajare. Și atunci n-au mai difuzat. Și au zis, aveau emisiune în studio, vorbeau, au împărțit la un moment dat așa și au rupt din inima aia așa, au împărțit ecranul în două, după aia au dat toată imaginea, dar într-un final, când era 13-13 deja, știi? Pe scor acolo afișat, a bătut România, a executat ultimul penalti, da, 14-13 scorul total și cu ăla 2-2 și 12-11 într-adevăr dacă luăm doar loviturile de departajare. Ăsta a fost scorul. După care a zis, hai să mă uit și eu, acum dacă tot n-am prins loviturile de departajare că și-au bătut ăștia joc de ele, hai să văd și eu festivitatea de premiere. Mini, s-au făcut că plouă, au zis imediat că au o problemă de semnal, da, din Arabia sau din Emiratele, pardon, arabe, până aici la Roma, Romanita, și au zis că o să vedeți voi în emisiunile de știri imagini de la premier. Bă, da, și au dat, au avut oamenii probleme. Au dat un calup de la de reclame, de-al lor, de la consistent, da, după care au intrat în meciurile alea pregătite de mult, că ei aveau, da, setup-ul făcut deja. Asta e quality press, da? Cam așa se face. Bun, hai să vedem articolul. Că trebuie aplaudați băieții ăștia. Echipa României, care a intrat în competiția din Emiratele Arabe Unite cu a cincea șansă de a câștiga marele trofeu, a devenit sâmbătă campioană mondială la mini-fotbal, scriu cei de la actualitatea prahoveană. A cincea șansă avea. Da. A fost Statele Unite printre favorite, Azerbaijan, Ungaria, Kazahstanul și Mexic. Cam astea au fost favorite. Auzi, fac o mică paranteză la ce spui tu, apropo de profesionalism, sau mai bine zis, despre lipsa lui. Uite dacă ne ajută... Dumnezeu, cine? Și Dumnezeu. Și vorba Domnul să ne împingă bine. Am intrat pe pagina, pe site-ul, practic. Avem o federație română de mini-fotbal. Ok. Da. Avem o federație română. De aici a plecat Borleanu, fotbalul mare. Dacă nu știu, băieții, eu sunt pe pagina lor. Și da, mă, nu s-au trezit? Nu a scris nimeni nimic? Nu. Nu cred. Da. Probabil că este un site fantomă. Nu mai are nimeni nimic. Regie, nu? Putem să vedem niște imagini? Ia să vedem, băieții din regie. Avem ceva, că dăm site-ul. Să... Deci, hai să mai încercăm ceva la conexiune. Ceva, da. Încerc ceva. Între la timp conexiune, eu povestesc aici. Da, ce s-a că nu, mi se întâmplat. Pare absolut ireal ce se întâmplă. Deci probabil că site-ul ăla nu... Cum e? Site-ul federației. Păi da, dar nu mai are nimeni grijă de el.
știi, și băieții nu s-au trezit, mai pun din când în când, mai postează câte ceva. Nu cred, nu pot să cred. Ba da, ba da, da. Eu cred că așa se întâmplă. Rezultatele să dăm echipei României la campionatul mondial de mini-fotbal din faza grupelor până în semifinale. Hai să încercăm acum site-ul, da, să vedem. Ia, okay. Ia. Asta e pagina principală, asta e. Mini-fotbal World Cup Final, deci ei au rămas la finală. Da. În direct la ora 18 pe DigiSport 2 și Prima Sport 3, da? Da. Ok. România trece de Spania, se califică în optim. Uite-mă că nu m-am uitat, nu știam că dă și prima. Da. Nu știam că dă și prima, deci, că dacă da. Pe site-ul mă uitam să văd de acolo, profil al Federației Române de mini-fotbal, n-am găsit știrea. Deci nu i-a actualizat nimic. Nu. A, nu, n-ai cum așa. Asta e, s-au trezit băieții, au avut de... Probabil că au fost și ei la chef. I-au invitat în Emiratele Arabe Unite la cheful de după câștigarea cupei și încă nu s-au trezit, au capul mare. Ăia până în Emiratele Arabe Unite nu prea auzeamă de vasă. Bune. Nu prea găsești murături castraveți în Saramuro, da, la ăia. Mă rog, asta s-a putut la noi. Încă mai suferă de la Mac Mureală, ăștia de la site-ul Federației. De la Mac Mureală, să bea acolo, ce-au făcut. Păi cum să bea? Ba da, beau, cum să nu. Ăștia care sunt de altă religie, beau. N-au probleme. Da. Hai să vedem rezultatele României la campionatul mondial mini-fotbal 2023. În grupe am distrus Sudan 10-1, 3-2 cu Spania, strâns, greu. Greuț, da, da. Și cu răsturnări de-astea de situație. 0-0 contra Statelor Unite. Și au greu și aici. Și au favorită, da, la câștigarea turneului. Da, am mers mai departe în optim, unde din nou am cutremurat Thailanda. 7-0. 7-0. Eu am văzut ultima parte. De fapt am văzut ultima parte din prima repriză și finalul meciului. Jucau thailandezii extraordinar. Nu sunt ok, deci eu n-am nu înțelegeam de unde thailandezii să aibă atât talent, pentru că jucau nu e ca o echipă, dar au și luat-o cu 7-0. Deci îi vedeam pe oamenii din teren că au talent. Pe niște dribblinguri de campioana mondială proaspătă România nu înțelegea nimic. Deci ce le făceau ăștia thailandezii? Ăia driblau, jucau frumos, ăștia dădeau gol românii. Ăia driblau, jucau frumos, par faze, ăștia dădeau gol. 7-0 la final. Ai. Da. 2-0 împotriva gazdelor. Frumos, Thailanda, bravo. Competiției, da, Emiratele Arabe Unite. Asta s-a întâmplat în sferturi. Iar în semifinale a trecut după un meci destul de greut și de echilibrat. Ciudat, prea ușor. Cu 3-0 de Ungari. Da. Neobișnuită, da, Ungaria, ușor, da. Ungaria și ea favorită. Una dintre favoritele la câștigarea competiției. Hai să vedem cum au stat și adversarii noștri din finală. Kazakhstanul, campion european antitră. Da. Da. Ei europeni, cum suntem și noi. Cum e și Israelul. Da? Da. De joacă în campionatul european. Da? Joacă în preliminarii și așa Australia mai departe. Australia vine la Eurovision, de fapt. Da, se pot întâmpla chestii. În grupe. Și ei au trecut foarte ușor de Ghana, 7-0, au demolat India, da. 16-0. Exact asta. Ce faci, bă, cu India? Eu chiar așa, n-am văzut, uite, dintre marile națiuni ale lumii, da, ca număr. Și India e una din marile. Ca număr, da, mă gândesc, da? Ca populație. Nu cunoști ceva să fie mai varză ca India la fotbal. Da. Bă, nu există așa, și erau canadieni, că nici ei nu prea au treabă cu fotbal, dar acolo am văzut că au început să mai dea jucători. Mai mișcă, da. Au ieșit cu echipa, au ieșit așa. Da, India, deci dintre marile țări, populație și suprafață și populație, sunt praf la fotbal, bă, băiat. Da. N-au nicio legătură și nu înțeleg de ce. Că ai văzut pe ăștia, pe ai noștri indienii, noștri, că ei nativi așa. Eu știu, am jucat, că dacă joc fotbal de când mă știu, în copilărie erau foarte, foarte buni ăștia, din etniile astea, știi? Da. Am venit de-a lungul timpului, tot de acolo și-au rădăcini din India. Nu știu cum ăștia n-ai, dar au plecat toți aia, înseamnă, care știau fotbal de acolo, au venit pe aici, pe România și au rămas indieni. S-a dus și mutul la ei pentru o perioadă, dar a făcut vreo două dușuri la echipa aia, unde se transferase pe India, nu mai știu. Da. În ce perioadă? Două dușuri, probabil nu singur, ci cu, cum o cheamă, domnița de a plecase de la Pro TV, nu știu. A, doamna Vânturi? Vânturi, Vânturi. Cred Vântur. Că a făcut dușul, auzi, cred că a făcut dușul mutul. Dușul mundi. Da. Da. Și 2-1. Au vin și ei Emiratele Arabe Unite, asta în grupe. Însă, optim, 0-0, 2-1 după prelungiri cu Mexic, meci greu. Fost, da. Da? În sferturi au trecut de Cehia, dar tot după lovituri de partajare, 3-3 și 3-2.
Da, după lovitură de partajare. Iar în semifinale au trecut de Azerbaijan, și a favorita competiției, cu 3-2. Strânse. Rezultatele din meciurile Kazahstanului au fost mai strânse decât ale noastre. Ale noastre, clar. Da. Golgheterul român al competiției din Emiratele Arabe Unite a fost Marius Balor. Bine, golgheterul român. Golgheterul turneului, da? A fost un român, tot un român. Marius Balor, 23 de ani, 6 reușite, 2 dintre ele în final. El le-a dat în timpul regulamentar. De s-a terminat 2-2. Din echipa care a devenit campioană mondială face parte și prahoveanul Gabriel Dumitrașcu. Îl salutăm pe Gabi. Fostul adversar, să zic așa, că m-am întâlnit cu el de mai multe ori, dar bine. Eu m-am întâlnit că noi jucăm fotbal așa, de amorul artei, da? El încă de atunci știa ce face. De la o super, super echipă, da? Fotbalist la Chiedra. Chiedra Tax, Ploiești, da. Și CS Păulești. E cel mai tânăr jucător al României. Și unul dintre cei mai tari din țară, da? Dumitrașcu împlinește mâine 23 de ani. Da, bravo, mulțumesc. Gata. Da. Excepțional. Uite, 23 de ani. O ține lungă, pentru că mâine e ziua lui de naștere. Pe 7 noiembrie. Și pe 8 avem, e și Gabriel. Da. Deci poate să o noadă. Corect. Veni, face pod. Da, hai să vedem ce cum spun cei de la... Cum o nodăm și noi. Chiedra. Da? Da. Noi suntem doi, deci dacă doi, se cheamă că o nodăm. Mihai. Mihai, da. Ce să mai? Bine, Mihai. Ce să mai? Ce să mai? Mihai la mine. E trecut acolo un buletin să fie ceva. Da, deci nu e primul tău. No, nu. Nu te-a strigat nimeni în copilărie, Mihai. Nu cred. Da, Lucian, Pop zis Bubanu. Pop zis Bubanu, atât, Mihai Bor. Okay. Hai să vedem, Chiedra Tax, ce spune pe Facebook. Echipa lui de minifotbal. Este campion mondial național României de minifotbal, câștigă dramatic finala împotriva Kazahstanului după 2-2 timpul regulamentar și 12-11 după executarea loviturilor de la 7 metri, astfel încât România adaugă în vitrină primul titlu mondial după cele 6 europene. Da? Bravo! Felicitări, băieți, jos pălăria în fața voastră. Hai România. Ăsta e mesajul. Excepțional. Hai să îi vedem și pe băieți. Îi vedem și pe băieți. Când se bucură. Mă lase capul la un moment dat. România practic a avut 4 minci de meci, cum s-ar spune în tenis. Da. În seria asta de lovituri. Hai că dacă o dă pe asta la 7 metri, câștigăm, suntem campion mondial. Ratau. Dar le dădeau pe alea când nu era cu presiune. Le dădeau foarte bine. Da. După aia când aveau minge de meci. Da, sunt băieții noștri. Ia să-i vedem, excepțional. Uite ce atmosferă, foarte, foarte frumos. Foarte frumos. Plin de români. Păi, Emiratele Arabe Unite, deci românii pe acolo se duc de obicei. Da. Așa, imediat o să avem o poză. Hai să-l vedem și pe Gabi. Și cu al nostru. Da, pe Gabriel Dumitrașcu. Ne uităm și are față de fotbalist, da? Păi, te ziceai de Burleanu. Păi ce față are Burleanu și ce față are băiatul ăsta? Da. Te uiți și tu, nu trebuie să-i vezi, uite de aici, bust, de aici îi vezi cine știe cu varza și cine nu, cine pune piciorul pe minge și cine nu. Burleanu a fost imediat. Și el acolo, la minifotbal, la Federația Asta Română de Minifotbal. Probabil când era, el avea grijă de site-ul ăla lor și poate că mergea, probabil, poate bravo, că mergea, bravo. Era administratorul. Da? Administratorul site. De site al celor de la, da, corect. Dar vezi, okay. După ce a plecat Bunean de acolo, au apărut și rezultatele. Hai, domnule, că se poate, da? Așa. Poate prindem și pe partea de fotbal mare ceva rezultate după ce a plecat Burleanu peste 30 de ani. Judecând logic, la așa. La cum s-a înfipt acolo, nu știu cine mai e. Hai să vedem rezultate. Uite, sunt rezultate. Asfalt pe lotul 2 al autostrăzii Ploiești-Buzău. Prefectul Virgiliu Nanu apreciază avansul constructorilor pe acest lot, scrie prahovainfo.ro. Ok, hai să vedem ce se zice aici. Lucrările înaintează cu pași mari pe lotul 2, Mizil Pietroasele, al autostrăzii A7 Ploiești-Buzău, datorită eforturilor remarcabile ale constructorului român. Pistemă, de-aia asta e plătit. Asta e voluntar. De-aia e plătit ăsta, nu e voluntar, vorba lui Bubanu. Au venit niște voluntari, sau uși, cum se făcea canalul, cum s-a avut canalul pe vremuri. Te prindea cu părul mai lung prin oraș. Da, așa. Făceai ceva prostii până armată, te dubii, și dacă nu făceai prostii, te duceau din armată, am înțeles. Ia vină la canal. Da. Și, da, vrei, nu vrei, te duci acolo, dai cu târnăcopul de să face ceva. E, asta a transmis Virgiliu Nanu, prefectul județului Prahova. Domnul Nanu, să te într-o postare pe Facebook. Remarcabile. Direct proporțională cu eforturile remarcabile, cu sumele remarcabile încasate de oameni ăștia, că mi se pare ceva extraordinar. Ideea sunt puși acolo, să nu înțeleg. Da, hai, e ok să vii tu ca prefect și să vezi stadiul lucrurilor, știi? Mi se pare normal. E normal să mai treci pe acolo. Ok.
Asta, postarea asta a fost făcută după vizita de săptămâna trecută a lui Virgil Nanu, alături de subprefectul Emil Drăgănescu, da, pe șantierul autostrăzii A7, cea mai importantă investiție de infrastructură rutieră aflată în lucru pe raza județului Prahova. Atenție! Deci aici, uite că avem... Da, e o zonă care greutate. Necesită. Da, e o lucrare cu greutate. Pe lotul ăsta deja sunt porțiuni unde s-a așternut un strat de asfalt, nu de la natură așa ninge cu asfalt. Băieții plătiți să-și facă treaba așa cum până acum. Iar lucrările de artă, așa se cheamă ele, probabil, astea, noduri rutiere, poduri și podețe, au început să prindă contur. Sectorul dintre Mizil și Pietroasele este mai avansat comparativ cu primul lot de la Dumbrava la Mizil și datorită constructorului din Prahova, care a reușit susținut pe șantier. Deci, vezi, în continuare... Da, da, da. Se perie constructorul ăsta. Da, înțeleg aici de ce. Înțeleg că ăștia din Prahova se mișcă mai bine decât tăi. Bravo lor! Să-i lăudăm, știi? Da. Lotul 2, Mizil Pietroasele, are o lungime de 28,35 de kilometri, o valoare a contractului de 1,25 de miliarde de lei, fără TVA. Păi te miști, dar bănuții ăștia normal, da. Și este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, sau cum îl mai strigă prietenii, PNRR. Termenul de execuție este de 20 de luni, iar cel de garanție al lucrărilor de 120 de luni. Cât ce înseamnă? 10 ani? 10 ani. Un deceniu. Mă. Contractul a fost stabilit între Nanu și Drăgănescu. Contractul a fost semnat în luna iunie 2022, iar constructorii au început execuția autostrăzii în toamna anului trecut. Păi, ok, s-au mișcat bine. S-au mișcat bine, da. Bun, hai să vedem o poză acolo, este... Da, Virgiliu. Uite, atent, okay. Se măsoară acolo. Da. Stratul, mi se pare un pic că e o bandă asta, mă gândesc, nu? O bandă, un sens. Nu, prea știu, îngust. Unghiul ăsta poate că e mai lată, poate că e toată asta. Se pare cam îngust. Da, mă rog, păi nu, din unghiul ăsta nu, da. Pot fi încolo 10 metri, 20 de metri, habar nu am. O să avem și un video imediat, da. Tot de la fața locului, postat, pare, pe pagina de Facebook a domnului Nan. O să vedem noi că în video ăsta, așa, cine l-a făcut, zici că este o prezentare de super producție Hollywood, cu un film de la, zici că e un trailer de ăsta, uh-huh. Știi, de un film pe care lumea îl așteaptă de... vreo 7 ani. Ia, doamne, că m-ai făcut curios. Hai să vedem, deci e cu muzica aia așa. A, vrei să bă, stai mă puțin, că ăștia sunt oameni puși într-o funcție ca să aibă grijă ca lucrurile astea să se întâmple. Nu trebuie să te dai mare că faci așa ceva. Asta e, eu fac cu Bubanul, noi facem o emisiune, că asta e treaba noastră. Da, și pentru asta luăm bani. Nanu și cu Drăgănescu și cu nu știu ce, una dintre treburile lor e și asta, să aibă grijă. Da, ia, că m-ai făcut curios cu fundalul. Nu trebuie să faci nu știu ce, ia. Să... te pas cu pumnii în piept că te duci la muncă. Da, fii atent. Ia, ideea e să asculți muzica. Te pătrunde. Da? Ok. Deci toată lumea acolo. Unii mai atenți, unii mai puțin atenți. Mircea, fă-te că lucrezi. Da? Dar ce cu tubele alea? Păi așa e. Asta e muzica de prezentare. Da? Este o vizită normală de lucru pe un șantier. Observ, da? Da, crescendo. Deja, da, tensiunea crește, muzica așa, e? Cum da, ți se pare acum? Da, din unghiul ăla, nu se... asta era șmecheria, știi? Da, uite ce e acolo, frumos. Formula 1. Formula 1 arată deocamdată. Da? Deci că e circuit de Formula 1. Da? Nu frumos arăți cu degetul, se spune. Da, 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 către da, o persoană. De obicei, așa când ești pe șantier, arăți. Arăți pentru că arată bine ce se întâmplă. Acolo trebuie să recunoaștem. Da, adică nu suntem în răi, cârpătați sau nu știu ce să... Foarte lucrează. Adică, bă, vezi utilajele alea, mișcare, tot timpul. Sau sunt doar acum pe... Dar nu cred că altfel nu erau lucrările în stadion. De artă. Da. Observ, dar nu s-a în continuare. Deci, ce filmare, ce are lucru pe un minut aproape. Nu știu ceva, ce arăți, pe 4-5 ceva de secunde. Ok, atenție, cu grinzi, zilele, cum văd grinzi, mă apuc așa ceva, mi-e frică, da? Gata, mulțumim. Mai ales la proiectanți, la da, așa. Da, muzica, într-adevăr, înălțătoare. Asta este. Da, da, e înălțător. Înălțător e corect și normal să faci lucrurile astea, nu trebuie să spui bravo prefectului sau celuilalt. Hai să vedem. Sau cu cine mai era acolo?
Ia să vedem. Păi a fost domnul subprefect. Cu domnul subprefect și subprefect. Da? Okay. După o scurtă pauză, mergem a, și noi. A și trecut. Da, și trecut. Extraordinar. La Comarnic, unde sperăm că nu o să mai stăm în coloană pe da. DN și o să stăm și noi frumos în coloană pe centură. Exact. Da? Pentru că încep lucrările la centura Comarnic. Sau la grămadă. Nu în coloană, la grămadă, că tot da. S-a terminat campionatul mondial de rugby. Ok, după pauză, imediat. Partea a doua, trenul de noapte, salutăm încă o dată Bubanu și Pali. Încep lucrările la centura Comarnic, încă o veste bună de la prahovanews.ro. Deci până acum, uite, asta este a treia știre din seara asta din trenul de noapte. Două, una excepțională, cea mai bună da. Posibilă veste pe care o puteam da și dezbate aici, campioana mondială la mini-fotbal, România e, ok? Am avut vestea bună pe lotul ăla de autostradă, da? Lotul 2. Da. Al autostrăzii Ploiești-Buzău. Se lucrează foarte, foarte bine acolo. Hai să vedem ce se întâmplă cu centura Comarnic. În mod normal, aia da, e făcută ca să ne mai scape de balabucul ăla, de pe da. DN. Așa se și numește. Da, e proiectată ca șosea de descărcare da. A autostrăzii ce va fi să fie aia, până 2893. A, data stelară. Dă-ți seama la autostradă aia, că am văzut muzica pusă de domnul, domnul prefect. Virgiliu, nu, cine i-a făcut cine acolo, a făcut da. Cine a făcut filmul. Da. Dă-ți seama când vor face autostrada București-Brașov, ce nu. Muzică vor băga. Nu, orchestră, deci da, direct. Da, n-ai nu. Cum, adică o să fie... Pff, va fi să... ceva deosebit. Da. Deci cred că o va invita și pe aia din al cincilea element, pe Barosana aia, soprana da, aia, Barosana aia, ai văzut cum cântă? Da, 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 da. În al cincilea element a fost parcă. Da, dar da. au omorât-o parcă, au împușcat. Nu mai știu ce s-a întâmplat, dar noi nimic. Bun, încep construcțiile, ne pregătim, nu începe direct autostrada să nu, suferim un șoc foarte mare. Ok. Da, să nu... Consiliul Județean Prahova anunță demararea lucrărilor de construcție a centurii Comarnic, un proiect de infrastructură esențial pentru descongestionarea circulației rutiere pe Valea Prahovei pentru dezvoltarea orașului Comarnic și a județului Prahova. Corect. Asta cu descongestionarea circulației rutiere în zona Comarnic, dacă se va întâmpla, pentru că, ok, o să avem o centură, o colim într-un fel sau altul, o să vedem și o poză, Comarnicul, dar undeva tot ne înfigem ca rămân piatră, că dacă n-ai autostradă până la Brașov, ce să decongestionezi pe Valea Prahovei? Nu, decongestionezi în zona Comarnic. Și atât. Centura va ocoli orașul Comarnic și DN1 prin vest, iată, va avea o lungime de aproape 6 km și două benzi de circulație. Da, vor fi construite 3 poduri noi și va fi dublat podul peste râul Prahova de pe drumul județean 101R. În timpul ăsta se va construi și un pasaj peste râul Prahova și calea ferată Ploiești-Brașov. La intersecțiile cu DN1 sunt prevăzute sensuri giratorii dimensionate astfel încât să preia traficul actual care va proveni de pe centura Comarnic și din orașul Comarnic. Centura Comarnic va servi ca drum, am zis, de descărcare a viitoarei autostrăzi. Termenul de finalizare a lucrărilor este de da, uite, noiembrie 2024. De finalizarea lui... Un an din, din momentul ăsta. Da, nu vă speriați pe autostrada, că n-am... Păi nu, aia... Da. Nu știu, când va fi, va fi. Ori va apărea aia odată așa, o vor aduce extraterestri și o vor lăsa peste noapte, ori... Nu știu. Hai să vedem o poză cu da, aici animația e, asta. Aici o intrare, practic. Asta e podul de peste râul Prahova, mă gândesc. Da. Două benzi de circulație de 3,5 metri lățime. Da. Da? Ok, nu se scrie acolo, dar lățime. Cam așa arată, cu sensul giratoriu, cu... Ok, ajută, ce să mai... Consiliul Județean Prahova a făcut studiul de fezabilitate pentru traseul ăsta și a propus proiectul Ministerului Transporturilor, CNAIR-ul, și CNAIR-ului, ca descărcare de pe viitoarea autostradă A3 pentru facilitarea accesului în orașe, stațiuni al turiștilor și pentru ca autostrada să nu fie încărcată de localnici. Ai văzut? Păi de asta, mă, cred că nici n-au făcut-o, mă. Le-a frică, mă. Dacă sunt ăia localnicii ca furnicile pe autostrada A3. Da. Bun, în 8 decembrie 2022 s-a încheiat un parteneriat între Consiliul Județean Prahova și Ministerul Transporturilor CNAIR, prin care Consiliul Județean Prahova implementează proiectul, iar CNAIR îi finanțează finanțează prin programul operațional Transportul 2021-2027.
Da, președintele Consiliului Județean, Iulian Dumitrescu, a semnat în data de 22.05.2023 contractul de proiectare și execuție a centurii, despre care vorbim. Licitația pentru acest obiect de investiție a fost câștigată de o asociere de firme, iar valoarea contractului este de 236.740.000 de lei, fără TVA. Ok, pentru 6 km. Da. Proiectul va fi finanțat prin programul operațional Transport, am zis 2021-2027. Ok, bun. Îți dai seama când vor fi și astea terminate, și centura asta pe Comane, și autostradă. Pișu, mi-e frică că nu va mai circula nimeni cu trenul. Da. Aia e problema mea și pică în cap chefereu. Și cu oilalții, ce mai sunt și ăștia, mai sunt vreo trei. Da, până va fi gata autostrada, o să mergem noi pe chefere cu trenul ca în Japonia, probabil. Da. O să facem 5 minute de la București. Da. La Brașov și autostradă tot n-o să avem. Da, mă rog. Hai să mergem un picuț și mai sus, da, până într-un punct, căci că se închide CNAIR, circulația pe Transfăgărășan și Transalpina se închide. Da, de asta s-au închis. Da. Da. Noi tragem dimineață, mai de dimineață emisiunea, ne vedem de la 10 seara pe Republica News TV. Comunicatul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere sună în felul următor. Cităm. Având în vedere scăderea temperaturilor la altitudine, a intensificării bruște a vântului, a posibilității apariției ceții dense în orice moment al zilei și pentru siguranța participanților la trafic, s-a luat decizia ca începând de luni 6-11-2000... Bă, ce e asta, mă? 6-11-2023. Au dat ei cu copy-paste de undeva. 2022? Da. 2023, da? Păi mi-e teamă să nu fie gazeta pe H.ro, de aici am luat știrea, da? Mi-e teamă să nu fie copy-paste de la articolul ăla din 2022. Atunci, bine. Dacă... Ora 8 dimineața, circulația rutieră să fie interzisă pe toate categoriile de autovehicule pe următoarele sectoare de drum. DN7C Transfăgărășan între Piscu Negru și Cabana Bâlea Cascadă. DN67C Transalpina între Rânca și Obârșia Lotului. Okay. Da. Precizăm că la altitudine... Schimbarea condițiilor meteorologice are o dinamică sporită, corect. Da. Ceea ce face ca siguranța celor care tranzitează aceste drumuri montane poate fi pusă în pericol de către fenomene meteorologice imprevizibile în această perioadă a anului. Corect. Și de asta s-a luat decizia, sper totuși, da, să fie respectată. Să fie de anul ăsta știrea de acum. Sunt în travaliu de căutări. Exact, da. Informații suplimentare privind starea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi pot fi obținute direct de la dispeceratul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, ESA, CNAIR-ul ăsta. La numărele de telefon, sunt niște numere aici, n-are rost să le dăm, și pot accesa pe prima pagină în caseta din stânga, da? Vă duceți pe cnadnr.ro, complicație mare, la dispecerat, situația drumurilor naționale, dar și pe pagina de Facebook. Sunt asta pe pagina de Facebook, unde, iată, dacă ne ajută colegii să ne și liniștim, da, este perfect adevărat, da? Circulația pe Transfăgărășan și Transalpina se închide de luni. Okay. 6-11-2023, ora 8. Bravo. Hai să mai vedem o dată pe Transfăgărășan. Pentru cine respectă legea, că pentru cine e șmecher și nu respectă, nu se închide. Am mai văzut. Okay. Hai să-l privim o dată pe Transfăgărășan. Cu mașini pe el. Cu mașini pe el. Ca să zici că sunt niște furnicuți. Unul dintre cele mai frumoase drumuri, bine. Da. Sunt lume și alte... De la noi, din țară. De la noi, zicem țară. Așa, prin... Dă-ți seama. Știi de ce e frumos ăsta? Că e mare. Că e lung. Mare, e că lung. E lung, asta, că altfel... E și mare, e lung, dar e și util. E util, dar cine... noi vorbim de frumusețe. El nu e frumos, el nu-mi place. Vorbesc serios, nu-mi place. E goliciune pe acolo, n-ai copaci, n-ai... Nu e frumos. Nu, pe bune, zici acum... Zici că, bă, ce peisaje, frate. Domnul Virgiliu Nanu, da? A băgat muzica aia. A turnat acolo niște asfalt între Nămoloasa, Pietroasele și Mizi. Piște, ce muzică trebuia să pun aici? Că ce, ca când l-au făcut? Da. Păi ce muzică trebuia să pui? Da, e. Uite cum e și vezi, dai seama câtă muncă. Da, fai, baramu? Da. Păi ce să fac, când faci o chestie de asta, faci... M-am obligat cu pușca la cap, că altfel nu poți să faci așa. Ca chinezii, cum vedea asta, Ceaușescu l-a făcut. Nu se înțelege, doamne, iartă-mă, că sunt vreun nostalgic al nemernicului ăla și a regimului.
da, care a distrus țara asta în mare măsură. Dar uite că ce au făcut totuși pe alte părți, au rămas. Păi a distrus-o de a omorât-o, după aia din 90 a luat-o Iliescu și a distrus-o de tot. Cam asta e povestea României, dacă vrei pe scurt așa, da? Pe scurt. Deci asta e pe scurt. Neromanțată. Da. Da. Bun, noi cu asta trebuie să rămânem. Istoria o să mai învățăm și pe la școală, dar bine ar fi să mai învățăm și pe acasă, că ea de la școală nu e întotdeauna. Te învață ce primit ordin să te înveți. Da. Da. Așa, Transfăgărășanu închis. Da. Bun. Ca să se știe și să se respecte. Ca să se știe, dar nu știu ce să se știe, că din titlu noi am înțeles altceva. Totuși, atenție, prieteni, pe la Turci, pe acolo nu umblă câinii cu covrigi în coadă. Cum e din titlul ăsta, ai înțelege. Pe honline.ro. Nu plătești pentru mâncare, virgulă, băuturi. Totul e gratis. Asta e un citat. Da. Da? Ei l-au prins în titlu. O stațiune din Turcia, continuă titlul, a atras 430.000 de turiști români doar anul acesta. Angajații ne vorbesc deja limba. Și ăsta e titlul. Păi zice acolo, băi, bumbane, hai mă acolo, că ăștia turiști că la Turcia e gratis. Nu, mai e gratis. Bine, angajații ne vorbesc limba de mult timp. Dar nu mă interesează acolo pe mine ca un angajat să-mi vorbească limba. Normal. N-am eu treabă. Eu, pe mine mă interesează să am serviciile pentru care am plătit niște bani. Dacă e așa cum zic oamenii ăștia, nu m-ar deranja ca angajatul să mă și înjure în fiecare zi când mă vede pe acolo. Da, măcar să zâmbească. În toate limbile, pe da, da. Zâmbesc, săracii mă, sunt mai ales pe ăștia pe acolo. Da. Zâmbesc până pică din picioare de oboseală, dar pică zâmbind. Așa, pică îi zâmbesc până să prindă de bar sau de ce pică. Mă, doamne. Bun, dar titlul o mizerie din punctul de vedere. Ce e? O mizerie în sensul în care nu cred că mai dă cineva click pe așa ceva, adică să mai fac niște cucuri de-astea să agăți fraierul. Exact. Să faci un trafic. Da. Noi am dat click ca să punem ăsta la așa nu. Da? Okay. Articolul. Hai să vedem articolul. Da, nu plătești, a zis Mihai. Nu plătești pentru mâncare, băuturi, totul e gratis. Totul e gratis. Da, măi, e gratis dacă tu îți cumperi un pachet, plătești înainte ceva, un pachet de servicii. Și asta se cheamă că e all inclusive, nu? Când nu plătești mâncare și băutură, dar tu l-ai plătit oricum. Hai să vedem. Nu e vina lor, că uite, e luat articolul de undeva. Ne aflăm în Belec, așa începe. Așa. Da? Uite, chiar acolo am fost și păi Belec. Uite că vedem aici, Mădălina Chițac, reporter, observator. Păi de acolo e. Deci de la observatorii, da, sunt prieteni. Ne aflăm la Belec, la un restaurant de 5 stele, care se întinde pe mai bine de 100.000 de metri pătrați. Nu e mult, stai liniștit. Da. Vom descoperi întreaga zonă într-o astfel de mașină, probabil de Golf, că e cu darea să plimbă pe acolo. Gazda noastră este Onur. Ah, ba da, mai e ceva. Da, Onur. Onur. Okay. Ce zice Onur, manager de resort? Nu avem o clădire principală. Clădirile noastre sunt grupate în stil tradițional turcesc. Cum aveau triburile alea. Da. Acesta este motivul pentru care turiștilor le place atât de mult. Eu zic că motivul pentru care turiștilor le place e că e mai ieftin și bagănii ca sparți. Corect, și sunt tratați ca niște turiști, cum se cuvine. Ești tratat ca un rege. Restaurantul nostru e deschis 23 de ore. O singură oră nu ai ce să mănânci. Asta e. Da, e all inclusive. Da. Ultra all inclusive. Nu plătești pentru mâncare, pentru băuturi, pentru minibar. Totul e gratis pentru oaspeții noștri. Păi da, dar oaspetele Onur lui Onur... Onur reprezenta resort, zice chestia ca asta. Ca să fii oaspetele lui Onur, trebuie să dai niște bani înainte. Normal. Deci cum e gratis dacă tu dai niște bani? Îți plătești o vacanță acolo, un sejur, 3 zile, o săptămână, o lună, cât vrei tu să stai. Dai niște bani înainte, da? Și după aia, acolo, nu mai dai bani pe mâncare. Normal. Ce e așa șmecherie? Dar nu știu cum ce e asta băgată, chestia asta în față, că nu plătești nimic pentru băutură și mâncare. Te zici că treci pe acolo, tu ai drum, te duci pe Siria. Ai treabă, te duci cu treabă în Siria și treci pe în Turcia un pic. Treci pe oamenii ăștia pe hotel. Și treci pe la oamenii ăștia pe acolo și stai vreo 2-3 zile, să, na, că ești obosit. Și mănânci, bei așa gratis, așa, și după aia continui drumul tău în Siria, unde ai treabă. Da. Ce treacu, ați nebunit? Nu-i de mirare că Turcia a cucerit pe România, România a cucerit Turcia, se scrie în articol. Ia să vedem ce mai spune doamna Mădălina, domnișoara, habar n-am, de la Observator. E noiembrie, dar în Antalya încă e vreme de plajă. Da, așa, e o atmosferă foarte plăcută. Da. Să fii, cum vrei, bă, să fii acolo? Te duci să fii terorizat, ce vrei să... Mâncările noastre sunt un punct foarte, zice Atalay Arslan, manager de hotel pe acolo. Bun. Mădălina, zice așa, e noiembrie, dar în Antalya încă vreme de plajă. Așa că turiștii vin în continuare aici. De altfel, în acest an s-a înregistrat un record în ce privește pe turiștii români. Numai puțin de
cum se scrie în articol. Nu, problema celor de la PH și ei nu iau cifrele. PH Online? Da, uite, PH Online, ei copiază articole de la alții. Pur și simplu, le dau copii, nu? Copii pe aici, pop. Și le bagă la ei acolo. Așa. Dar se întâmplă ceva cu copii pe ăla lor de nu le ia cifrele. Sumele de bani, da, mă mir că a luat la 100.000 de metri pătrați. Au ei problema asta. Cine știe? Da. Pentru o țară ca România, de mult timp, zice Alin Burcea, CEO la Agenție de Turism. Cu aproape 20 de milioane de locuitori, mi se pare enorm. Lucrul ăsta nu face decât să demonstreze că produsul e bun, iar Antalya atrage tot. Da. Vin pentru plajă și liniște, în resort am tot ce-mi trebuie, zice un turist. Asta e problema la turci, că în resortul respectiv, într-adevăr, ai tot ce-ți trebuie. Dar dacă ești din el, nu mai ai nimic. Zici că ești pe lună, cum am fost în Tunisia. Băi, ieșai din ăla din resort, nu aveai nimic. Da. Ziceai că intri într-un alt mediu. Deci nu știu ce era la fel și... Într-o altă planetă, ziceai că ești. Mă gândesc că litoralul nostru, mai ales în zonele astea unde s-a mai lucrat, știi, unde s-a mai recondiționat niște chestii, păi ai niște faleze, tata, ai punți de plimbi, ai niște pietonale, acolo n-ai nimic în afară sortului. Sunt vătăluși de aia de spin, bătuți de vânt, îi vedeam după balcon, cum se învârteau praf. Așa. Praf și pulbere. Are sort, într-adevăr, arăta într-un mare fel. Dar și afara lui, mai și riști ca odată ieșit de acolo, uitându-te tu după un vălătuc, după un cactus de la umblător, să simți așa un covor de la câte fășoară. Sau întâi o dai o pungă în cap și te-au luat băieții și te-au răpit. Te duc. Da. Da. Condițiile de aici sunt foarte bune, stai aici o săptămână, relax, 5 stele, întotdeauna, zice alt turist. Când mă gândesc la Antalya, mă gândesc la calitatea serviciilor, îmi place că e și foarte aproape de București. Este otopedi. La voluntari. Da, la voluntari acolo, angajații foarte aproape. Au început să învețe limba română, au învățat ei de mult. La cât de mulți aspeți români le trec pragul, se mai spune articol, angajații au început să învețe limba. Da. În plus sunt și români care lucrează aici, la complexul din Belek, am întâlnit-o pe Rodica. Iasă, Rodica ce a făcut? Da. Rodica e o româncă, s-a dus odată pe acolo, i-a plăcut, în vacanță, a dus-o cineva pe Rodica. Știi, acolo, în Antalya, i-a plăcut, doar că Rodica are ochi, s-a uitat bine, de scouter, și a pus ochii pe cineva, pe un turc de acolo, s-a căsătorit și a rămas Rodica acolo. Cam asta e povestea. Rodica. Da. Rodica, a zis cum cânta ăla, Bănică. Da. Bun. Rodica, româncă stabilită în Antalya. Am venit în anul 2000, m-am căsătorit și sunt de 24 de ani. Vezi? Da. Am 3 copii, împreună cu soțul lucrez. Probabil în hotel, acolo. Da, cât de des o întreabă reporterița, ați auzit vara asta oameni vorbind în limba română? În fiecare zi, răspunde Rodica, ne putem conecta cu românii, ne înțelegem unii pe alții, zice și un angajat al resortului. Yunus Oskay. Asta, da. Turcia e doar una dintre destinațiile astea de vacanță, pe lângă Italia, Spania sau Grecia. Bine, Turcia, eu cred că a adus-o în prim plan the one and only, cum îl cheamă, Butelie. Zi, al lui Dinamo, Borcea, da, deci Borcea era cel mai mare fan Turcia, cel mai mare fan Turcia, pe unde l-auzeai pe Borcea, eu cred că el și din pușcărie, fiind s-a dus repede 3 zile până în Turcia, da, la plajă, Borcea era mare fan Turcia, asta. Bine, ei au un cult pentru ruși, turci. L-au și acum. Cultul pentru rusul care bagă bani. Păi da. La fel toată coasta de nord a Africii, acolo pe Tunisia, pe Nigeria, Algeria. Istoria asta, în drumul de la aeroport către resort, ghidul care culmea a făcut facultatea în Timișoara. Și știa bine românește. Binișor. Pentru că este o piață extraordinară. În 81 în Rusia. În 84, parcă ne-a zis ghidul ăsta, turismul în Turcia era țăndări, praf și pulbere. Da. Practic nu exista. Guvernul de atunci al Turciei a făcut un împrumut extern care practic... Și au rugat și pe nemți să-i ajute. Care practic i-a cam pus în cap. Dacă nu le ieșea, Turcia era la un pas de desfințare economică. Practic desfințare economică, numai. Și nu prea le ieși. Vreo 2 ani de zile, până când, încet, au început să apară rușii. Și încet, din ce în ce mai mult, până au toate alea erau făcute deja. Și rușii aveau să stea. Păi erau că făcute. Nu vin să-și dea banii aiurea să-și erau făcute, dar nu venea nimeni. Că nu prezentau interes. Aia altă și odată ce au penetrat piața rusească și au început aia să apară acolo, lucrurile au început și ele să iau altă turnură și așa. Și zicea asta, nu avem cum să fim supărați pe ruși. Niciodată.
pentru că ne-au scos practic într-o mare problemă. Turcia, Rusia, ei nu s-au bătut decât atunci când erau cu imperii. Da. Da, că altfel sunt și... mai prieteni rușii cu turcii decât turcii cu NATO. Da, Turcia e NATO, dar a intrat și ea că aia a fost. Normal. Da. Prima pagină întotdeauna pe meniu era în rusă. După care urmea engleză, da. Mă rog, română dacă era, dacă nu, nu. Dar hai. Rusa, prima pagină, orice meniu te duceai acolo, bravo. Era în rusă. Deci Italia, Spania, Grecia, astea mai sunt, da? Pe lângă Turcia, de-astea de cu soare, mai aproape, așa, da. Cum zicea băiatul ăla. Îi place că Antalya e aproape de București. De altfel, am cheltuit numai puțin de 2,5 miliarde de euro pe călătorii în străinătate în acest an. Se scrie în finalul articolului, de două ori mai mult față de vara lui 2019, anul de referință în turism. Dar bă, nu știu de ce e anul de referință în turism, că după aia a început o altă eră. Da, adică este ținut minte anul 2019 ca ultimul an în care lumea s-a mai distrat un pic. Și după aia au băgat băieții COVID-ul, Ucraina, Gaza acum și ce ori mai veni. Da, ultimul an cu aparențe de normalitate, da, în el. 2019, da. Să ținem și noi minte bine, că cine știe când ne-am mai întâlnit cu așa ceva. Hai mă, uite, criză, da? Da, noi nu avem să trecem pe la ăla, să mâncăm pe degeaba și să bem. No, ai, tata, ne schimbăm, da, mersul, drumul, schimbăm brusc așa și ne îndreptăm privirea către o dietă de criză. Hai să vedem. Mâncărul ieftine și sănătoasă. Ma. Ma, mi-e și poftă. Mâncatul sănătos pare foarte scump. Mă, ce e ieftin odată, nu e sănătos. Da? Corect. Aia, cam așa e. La fel, ce este ieftin nu prea e bun. E greu să găsești un mix bun. Da, e foarte greu. Știi, dai cât face. Da? Atâta dai, atâta face. Aia, da. Atâta dai, atâta face. Dar hai să vedem că ăștia de la realitate că au găsit ei o soluție de asta miraculoasă. Un nene scrie articolul. Iulica. Da. De obicei fetele scriu chestii de astea. Sunt ele focusate pe astfel de articole și bărbații. Da. Mâncatul sănătos, spune autorul articolului, pare foarte scump pentru multe persoane. Însă puteți găsi și variante foarte accesibile. Gustări, garnituri sau deserturi cu prețuri sub 4 lei. Păi de când e articolul ăsta? 2023. Deci atenție, 4 lei ăștia sunt din 2023. Da, s-ar presupune că din start să nu mănânci pâine. Dacă mănânci pâine... Deja dai mai mult. Ok. Păi da, dar stai așa, că e gustare. Gustare. Este o gustare și probabil că dacă împarți o pâine pe cap de membru de familie, atunci poți te scoți mai puțin de 4 lei. Deci să zicem că dai 9 lei pe pâine, sunteți 4 în familie, da? Sau 5. Da. Hai, vine cu cam 2 lei pe pâine. Așa, eu nu înțeleg articolele astea care sunt făcute... Bine, acum, sunt zici făcute că n-au ce să facă și ei și trebuie să scrie ceva. Nu, dar mai văzut exemple de astea. Cu hai să mâncăm noi seara 3 semințe de chinoa, da, să știi că așa fac, de miminoa, de pipinoa, de ce punem noi. Păi bă, tate, du-te tu și învârte o betonieră 8 ore pe zi. Și du-te tu acasă. Să spune nevasta niște chichinoa în farfurie, păi da, nu chiar faci mi-era poftă. Ca toate alea. Păi astea le scriem pentru cine le scriem, dar sunt și oameni care, ce să vezi, în România mai muncesc și prin zile. Corect, dar mai sunt și oameni care muncesc, culmea, cu căpățâna, care și acolo este un consum de energie extraordinar. Și nu poți să-l ții tu pe creier cu, cum zice, bubanul chichinoa de aia, sau cum îi zice. Dar dai cum, că ăla creierul se hrănește prin definiție cu glucoză, deci trebuie să-i dai dulce, frate, ca la balamuc. Și grăsime animală, aia trebuie să-i dai lui, că el cu aia se hrănește. Hai, Dumne, să vedem ce zic specialiștii la noi, dăm în gură aici. Ia să vedem, iată câteva exemple de alimente sănătoase care costă sub 4 lei. Și începe cu mere. Lista potrivit pentru gustare, salată, deșert, scrie aici. Da? Deșert, asta e. Da? Salată de fructe. Bun, deci hai să zicem, un kil de mere, îl iei, mai găsesc sub 4 lei. Găsești. Sau 4 lei. Am luat și săptămâna asta, și frumoase, da. Nu? Unde ai luat și frumoase? Din piață de la vest. 3 lei, o frumusețe, e o nota. Tare, frumoase, crăță. Zemoase, da? Da. Crunchy, mai rupt. Da. Bine, eu caut alea cu plasă, alea golden, mie ăla îmi place. Și goldenul ăla cu plasă pe el, la fel tare deasupra, aspru și înăuntru zemos și extrem de dulce și aromat. Aoleu. O porție înseamnă un măr mare, nu te întinde. Asta zice? Da, că eu mănânci două. Informații nutriționale pentru o porție, să vedem, cu aproximație. Nu, 116 calorii, fibre, nu știu câte grame. Potasiu, uite, asta e interesant că acoperă 7% din doza zilnică recomandată de potasiu. Un măr, da?
și 17% din doza zilnică recomandată de vitamina C. Asta înseamnă că noi restul ăla de procente trebuie să le luăm din altceva. Din altceva. Uite, din banană. Bananele și ele, potrivite pentru gustări, salate și smoothie. Păi ce vezi, banana e 9 lei kilu. Păi da, supermarket. Kil. O banană mare, potrivit pentru, da? Deci o porție înseamnă o banană mare. Deci vine cineva la tine, ce bă, mi-e foame. Poftim. Ia o banană deci, mare. Deci sunt minion, da. Aia să mai erau cu banane. Dietă de, vezi că o să vorbim noi de albă ca zăpada mai încolo, pe finalul săptămânii. Da, da. Că am zis să o lăsăm pe final, ca să ne rădem mai tare. Reveni și eu. Să vezi tu cu minionii, cu piticii, cu midget, cu ăștia, că te bagă haga la pușcărie direct. Steu, minionii sunt personaje. Păi, dar nu mai ai voie, mă. Ok. Nu înțelegi că la pitici astăzi trebuie să le zici creaturi. Uriași. Le zici uriași. Uriași. Mini uriași. Dacă zic unui pitic mini uriaș, da, cel mai mare pitic din lume sau cel mai mic uriaș din lume. Da. Informațiile nutriționale și aici, uite, vitamina C, 20% ți asigură o banană din... Hai că e interesant asta, să vedem ce ne mai dăm mâine, mai dăm mâine din articolul ăsta, îl reluăm mâine. Mamă, că mi-a venit apă în gură, sunt uite. Sunt niște alimente la care, da, putem... Ne putem lipi de ele. Da. Mi-a venit apă în gură, nimic n-aș mânca de aici, în afară de... A, ba, uite, cartofi dulce. Hai că vedem noi. Da, listă mare, listă. Ba, o este să fie... interesant păi și acum vedem. Îl înțeleg și eu, domne, pe Ciolacu. Da. Dar sub 4 lei. Sub 4 lei. Păi îți dai seama Ciolacu cum s-a dus cu 100 de lei la cumpărături? Și-a luat... Păi s-a lucrat și a luat, s-a tras pe mâncă oțet. 3 kg de mere și a luat morcov și a luat mâncatul ăla de alu. Da. S-a făcut să le gâlme pe mână. L-a luat spitalul. Da. L-a luat spitalul că i s-a plecat. Și a zis, domnul Ciolacu, nu, ați fost undeva unde se sărbătorește Paștele sau se sărbătorește Crăciunul sau se sărbătorește Revelionul, undeva pe un alt, într-un alt sistem solar? Că văd că ați mâncat de-ați rupt, trebuie să vă luăm cu spitalul de aici. Da, domnule, am cadut toți banii, 100 de lei. Nu, domnule, am luat de 100 de lei și le-am demonstrat la fraierii ăștia care țipă că nu ai ce să iei, bă, de 100 de lei. Au mere, morcovi, banane. Ok, hai că vorbim mâine mai mult de asta. Mâine, da. Să zicem că avem o semi-restanță. Așa. Suntem cu picioare trecuți în anul următor, știi? Nu se consideră chiar restanță. Suntem Bubanu și Pali, din Trenul de Noapte, vă salutăm pe mâine. Bye, bye. Bye.